Premieră de excepție la Târgu Jiu, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, va debuta duminică 11 martie pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu. Distribuția spectacolului este una de excepție, așa cum spun organizatorii, și nu aveți voie să ratați o astfel de piesă. O nouă premieră va avea loc la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Târgu Jiu. O dramatizare după romanul lui Camil Petrescu va fi pusă în scenă de regizorul Marius Oltean. Bună ziua, în primul rând la mulți ani tuturor doamnelor și domnișoarelor. O primăvară frumoasă, plină de iubire și haideți la teatru. Vă așteptăm cu această ocazie, duminică 11 martie, la o nouă premieră a Teatrului Dramatic Elvira Godeanu, o dramatizare după piesa lui Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, Întâia de război, în regia domnului Marius Oltean. Cu toții am auzit de romanul Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, publicat în anul 1930 de Camil Petrescu, scriitor și romancier contemporan. De fapt, scriitorul care a pus capăt romanului tradițional, cel care rămâne în istoria literaturii române ca fiind inițiatorul romanului modern. Cu o distribuție, aș spune eu, de excepție, și am să vă și citesc, în rolul lui Ștefan Gheorghidiu, George Drăghescu, Ela, Adelina Puzdrea, Nae, Cristinel Dobran, colonelul Dan Dobroiu, capitanul Sorin Giurcă, domnul G. Alexandru Manea, iar anișoara, doamna, Filoftea Popescu. Premiera va avea loc duminică 11 martie, iar cei care doresc să vadă un spectacol de excepție sunt așteptați la casele de bilete din interiorul teatrului.